Vă salut, bine v-am găsit pe canal. În acest video discutăm despre monedele franțuzești, mai exact despre centimi cu Napoleon III împărat. Am făcut acest video pentru că am vrut să vă arăt cum am curățat eu monedele acestea. Aceste monede au fost pline cu mizerie, cu ceea ce s-a depus de-a lungul timpului pe ele. Deci nu puteai să citești nimic pe aceste monede. Am curățat la ele o zi întreagă, dacă vreți să credeți, au fost pline cu diferiți și oxidate pe deasupra, erau verzi. Culoarea lor era verde, dar nu verdele ăsta. Era verde la acoperit, ceea ce acoperea toată moneda. După mai multe reprize de curățare de ruginol, după cum ați putut vedea în alte videourile mele, am ajuns la starea asta. După cum vedeți, se poate citi pe ele și anul de batere și semnele graviorilor care au gravat această monedă și atelierul de batere unde a fost bătută. Aceasta este bătută are un W. Este atelierul de la orașul Lille. Este un oraș în nordul Franței unde a fost bătută această monedă. Este un Napoleon III împărat, de când era el împărat. Capul gol. Este cu capul gol. Zic că este cu capul gol pentru că sunt mai multe modele de aceste centimi. Cum este aceasta, unde are o coroană, unde este laureat. Aceasta este din 1861. Este aceeași monedă, numai diferă semnele graviorilor de pe ea și atelierul de batere. Asta este un A, unde a fost bătut. Este orașul Paris, este la Paris, monetăria de la Paris. Avem aici tot un Napoleon, dar este mai mică, este un 2 centimi, aceste monede mari sunt de 10 centimi, aceasta este 2 centimi, este bătută la cau este de la Bordeaux, monetăria Bordeaux, este într-o stare foarte bună de conservare, după cum vedeți, puteți vedea. Se poate citi pe ea tot ce vreți, anul de batere, semnele, sunt și capul lui Napoleon este foarte, foarte bine ieșit în relief. Aici se poate vedea coroana de pe capul lui Napoleon când a fost laureat. Aceasta este 1863, nu este un an. Nu este un an rar, nu este o monedă rară, de aia nu prea are valoare această monedă. Dar moneda asta prinde valoare când este necirculată, când este complet necirculată, este foarte valoroasă. Aceste modele de monede, centimi. Mai este un model cu Napoleon cu caschetă. Deci, ce este puțin mai rară între colecționari, este mai căutată.
Am vrut să fac acest video pentru a vă arăta la ce rezultate am ajuns cu deruginolul. Nu am folosit pasta de lustruire, nu am lustruit moneda nu este lustruită, nu i-am dat niciun luci. Atât i-am dat o curățare cu bețișoare cu vată. Am lăsat-o bine în deruginol, o zi întreagă am curățat la aceste monede. Este un rezultat satisfăcător. Încă nu este 100%, dar deci este o monedă care poți să citești exact ce te interesează, toate informațiile, toate detaliile se vede pe ea. Lăsați în comentarii dacă aveți ceva de... comentat în acest video cu rezultatul acestor monede. Eu cred că este un rezultat bun. Se poate folosi acest deruginol, se poate folosi în curățarea monedelor, bine încărcate de-a timpul, de-a lungul anilor. Deci nu a fost o patină, moneda nu avea nicio patină, nu era... Nu se putea citi nimic pe ea, de-aia vă spun că nu este periculos să curăța cu deruginul aceste monede. Acestea și altele, bineînțeles. Ca bonus în acest video, am aici niște piese tot așa curățate cu deruginol, niște piese chinezești. Nu am ajuns la un rezultat foarte bun pentru că sunt foarte, foarte încărcate. Deci aici nici nu puteai să citești aceste litere, după cum vedeți. Vedeți verdele astea care apare aici? Așa erau toate monedele. Aici n-am mai insistat, n-am mai avut timp, n-am mai avut răbdare. Acest verde a rămas pe monede. Și astea și napoleoniștii erau încărcați așa cu verdele ăla. Cea de-a doua monedă chinezească. Asta o ieșit mai bine un pic. Este un pic mai curată. S-a curățat mai bine. Acești 5 centimi iară cu Vittorio. Regele din Italia, cum vedeți. Aceste centimi erau valoroase, deci 5 centimi, 1861, aceste centimi erau valoroase dacă erau bătute la, aveau alt arterial de batere, altă literă, în loc de M, cum e această monedă, dacă era N, era mai valoroasă, era o monedă valoroasă, mai rară printre colecția, aceasta este M, de aia nu are nicio, are valoarea pieței normale, nu poți să zici că este o monedă căutată de colecționare între colecții. Și aceasta a fost curățată cu deruginol și aceasta nu a putut fi citit nimic de pe ea. Este un rezultat satisfăcător, mie unul, deci n-am stricat nimic la ele, pot să vă garantez, puteți să vă spălați și dumneavoastră, curățați monedele cu deruginol, nu faceți nici nimic, nu stricați, fără frică. Deci atât am avut în acest video să vă spun, rămâneți pe canal. Mulțumesc pentru vizionare, dați like dacă v-a plăcut, adăugați comentarii la acest video. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă mai aștept pe canal. La revedere!